cheie și stă degeaba așa, nu? Și, domnule, grota lui Aladin aici. Eu țipam dacă mai sunt figurine. Și sunt figurine. Grotă. Uite. Ia uitați jucării, domnule, pentru Moș Crăciun. Vedeți, domnule director? Pentru culturat. Dacă trebuie să vină primarul să vă facă curat, înseamnă că s-a terminat. Păi ce faceți, domne? Ia du, domne. Am venit și singur. Ce avem în astea? Ia, desfaceți. Ia desfaceți, domnule director. Ia uitați, domnule. Cartușe de imprimant. Canon. Se face zilnic că avem nevoie de consumabile. Ce să faceți când sunt... Ia uite aici. Mai un bax. Am ajuns să fiu, dacă e cazul, să fiu gunoierul pentru ei. Păi femeia asta, ăștia de la Centrul Cultural, ori au fost nebuni. Auzi, domne, aveți din astea făscut? Nu, înțeleg că a fost o donație, că am întrebat azi de ele. Înțeleg că a fost o donație la care nu există documentele la momentul ăsta. Practic, noi le țineam... Cum adică nu există donație? Că nu există documente. Cât? Zeci de mii de pantofi, că s-a toți pantofi aici? Da. Cum adică? Și la noi în casă și stau... cum stau aici, fără asta, dacă nu avem documente? Foarte bine, domnule. Le punem la colț de stradă, le dăm la lume. Cum? Ce e asta? Auzi, n-avem apă. Nu s-au adus aici degeaba. Trotinete electrice, atâtea. Două parte. De... Pentru ce s-au achiziționat astea, domn director? Știți ceva? Nu știu, domnul primar, dar o să verific. Uite, domnule, domnule, stați aici, apă. Chemați poliția locală pentru a să se sigila birourile astăzi, acum în prezența mea. Comisie mâine dimineață la prima oră, inventariere la sânge, absolut tot. Am înțeles. Pe cum stăm? În primul rând sunt valori. Uitați, astea în teritoriu. Cadouri de Crăciun. Păi le țineți în depozit. N-ai nicio vină că ești director de 3 zile, da? Ne ocupăm. Chemați, vă rog frumos, dați telefon la poliția locală să vină urgent. Sigur. Să sigileze tot aici. Ia să ne mai uităm, domne, ce mai avem. Cartușe Canon. Și nu avem, nu? Trebuie să cumpărăm în continuu așa, de nebuni. Și astea sunt toți pantofi. Da. Păi, probabil la miile alea de patine care le-au cumpărat prin economat. Trebuia să le dea și pantofi. Ia uite-l, domne. Ia uite, domne, ce pantofi. Și cu vă. Cred că aici sunt mii de perechi. Arci. Da, aveți dreptate, uite, trotinete și pe aici. Trotinete. Și nu le trebuie luate la mână tot, e clar. În primul rând, sunt bani și uite cum sunt banii oamenilor. Uitați cum sunt. Zeci de mii. Milioane. Doamne, domnule. Hai să vedem mai departe. Domnule, dumneavoastră știați de... Ce să zic, miile? Ce domne, șervețele, domn? La acest moment n-am apucat să fac inventarul, domnul primar, recunosc. Uite, domnule, mii de șervețele, domn. Uite, domnule. Urma să demarăm această procedură. Dar Centrul Cultural cumpără șervețele? A fost o acțiune, domnul primar, pentru igienă și probabil că le-a achiziționat și n-au mai apucat să le dea, sau nu știu.
120 la bachet, nu? Da. Ce una, două, trei, patru? Ce să vedem că câteva mii, zeci de mii. Ce vorbești, da? Mai departe, mai avem o încăpere? Ce e asta? Dezinfectant. Și așa stau? Aici, așa stau? Aruncați? Oamenii chiar au nevoie în pandemie și iau. Am spus tricolor. Ia domne unul de aici. Ia domne unul de aici. Ia domne și pune-ți-l pe, pune-l pe, aruncă-ți dreanța aia, că suntem în România și e instituție publică. Aruncă-l pe la vechi. Și stați cu ele și afară, afară tricolorul e făcut zdrențe și voi aveți 100 aici. Toate spațiile astea trebuie rentabilizate. Hală! Păi dacă nu a fost dată drumul niciodată, ce să... Puneți, domnule, să puneți în funcțiune piața pe rentardă. Dați drumul la spațiile comerciale. Închiriați oamenii, face o frutărie, face ceva aici, domnule, dați drumul la treabă. Investiție și stă pentru ce stă? Mii de perechi. Mii de perechi. Calitate. Ia uitați. Mii de perechi. Tonere bune, jucării, becuri, trotinete, multe, multe, multe. Vreau să văd ce e acolo. Anulapuri. Ce scrie? Instalație Brad. Ia uitați-vă, domnul... Auziți, domnul director? Ia uitați-vă aici. Sectorul, sectorul stă fără și aici pot toate scrie instalație Brad. Ia uite-ne. Da, centru cultural, instalație Brad. Dacă e să caut prin gunoaie, căutăm, tată, căutăm, da. Găsim toate morții la suprafață. Uitați, trotinetă electrică, nou-nouță. Ia desfaceți și montațiunea din asta, să și cum e. Mii de tricouri. Refresh. Zilele recoltei 2018. Auzi, bă, tată? Domn director, vă rog. Au costat bani? Da, domnul primar. Au costat bani? Au costat bani? Au ce găsim, mă. Au costat bani, da? Da, domnul primar. De cât ani stau aici? Mai aici câți ani stau? Cred că de cel puțin din 2018, iar de 2 ani. Domne, sunt noi nouțe. Călcate, date la, în centre, la copii, se vor bucura. Nu le ținem, domne, în halul ăsta. Trebuiau date. Nu știu să caut prin gunoaie. Așa, așa considerau ei gunoaie. Ia, ce aici? Ce? Penare. Ia, fiată. Ia uitați-vă. Penare pentru copii. Ia uitați. Penare, penare. Domn director, stați pe mine de aur și nu știți? Trebuie să vin eu să fac lucrul ăsta? E adevărat, aveți nici o săptămână de cât sunteți. Vreau rapid, mâine dimineața, cum se sigilează aici, poliția locală, da? Proces verbal de sigilare. Da. Și mâine faceți parte din comisia. Da, din comisie. Și dumneavoastră, și Centrul Cultural, și poliția locală, și Direcția de Investiții, și juridicul.
veniți, degajăm, luăm oameni de la AES, vreau procese verbale, inventariat aranjat la țiplă, atâția bocanci, atâția beculețe, ce avem beculețe, le și scoatem să le și pună în teritoriu și restul, ca până la Crăciun, ciucării, tricouri, penare, totul dat către școli. Ce rugăminte am? Mâine la inventariere, poate au fost achiziționate fără roți. Vedem că văd că asta e montată, dar nu se găsește roata de față. Și poate că le-a făcut cineva un pustiu mai bine, de bine, le-a dat așa. Și ăștia, hai că-s buneși. Da, probabil că din aia de mers pe o roată pe spate. Doamne ferește. Tare sunt curios dacă și la celelalte sunt tot așa. Trebuie să ajungem neapărat, vreau să intru aici acum. Este. Da? Da. Ia uitați-vă, frate. Mii de mingi. Refresh. Ia uitați-vă. Mii de mingi. Dar uite în ce condiții și cum le țin. Trebuie să mă dezinfectăm, fraților. Ia aruncă ăsta în apă. Și la asta ce avem, domnule? Să spun că tot încălțăm, domnule. Ia să vedem. Ia. De copii. Ia tragem ăla. Tot de pe. Ăsta? Opa. Alte pe, pe maro. Incredibil. Incredibil. Mii. Ia uitați-vă cât am. Și cât încolo toată asta e plină așa? Stați cum urc eu acum și vă spun. Ia. Da, până în capăt. Să mai veniți la mine să vă dau bani. Toată primăria. Până nu scăpați și vă încălțați cu tenis. Și o să jucați fotbal mult timp de acum încolo. Că aici sunt banii. Doamne. Începeți procedura de sigilare. Trecem la alt nivel. Zeci, sute de tricouri și geci. Geci. Oh, firmă. Firmă. Multe de altfel. Foarte multe de altfel. Care stau? Oh, avem și training, domne, avem și hanoraci. Și copiii noștri din sector, când le dați? Sau cum figurează domnul director? Figurau că erau date? Figurează pe stoc, domnul primar. Da. Vreau să văd dacă și configurează și la fel, soluții rapide de distribuirea lor. Da, domnul primar. Ziua națională, când întrebam de steaguri, nimeni n-avea steaguri. Nimeni. Nu știa. Păi să comandăm, domn primar. Să comandăm. Asta adică când s-au făcut. La mulți ani în România. Țineți-le aici, domn. Și mai trebuia să comandăm, domn primar. Mai trebuie să comandăm, domn primar. Că n-avem. Mâna asta și celebrele mingi. Avem mingi peste tot.
Uite așa are rost. Din asta avem minci, dar roșii. Iar mii de minci. Mii de minci. Ia uite. Cât e mă la un băcuț? Ar trebui să scrie pe... 207. Păi numai aici una. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12. Ori 2. Nu mult. 2500 de minci numai aici. Fotbaliști și patinaj artistic. Fotbaliști și patinaj artistic. Dar uite în ce hal plouă. Nu uitați-vă, frate. Puleți. Este mâncate de ciobolani. Mâncate de ciobolani. Minci mâncate de ciobolani. Ce mai avem? Enciclopedia minunilor români. Ho, ho, ho! Exact ce căutam. Sectorul 5 se încadrează la a câta minune a lumii. Aici ce mai avem? Nici o încăpere fără șurubețe. Minci. Aici ce? Tot minci. Cărți, șnururi, astea nu sunt brățări, astea-s alea de mână, ia. Refresh 5. Și tricouri. Tricouri noi, bune și le ține aici. Dom'le, oamenii se bucură, domn. Dacă le-ai făcut, dă-le, domn. Tricouri. Bac unii trei de tricouri. Bac unii trei, deci noi nu uite. Și aici tot tricouri. Da? Da, e clar. Aștept inventarierea de mâine. Mai avem vreo cameră de vizitat? Mai avem un birou. Stai că avem și nunta de aur. De ani. A făcut să ajungă. Să avem nunți de aur. La fel. Asta ce mai? Mai mare. Tot nunta de aur. Cum s-a făcut să spun? Spuneți că programul Moș Crăciun. Ia uite. Pe medalia asta ce scrie, mă, până la urmă? Regala de șah, turneu, ediția 2019. Câți participanți au fost la regala aia de șah? A fost mulți așa? A fost formată din copii, probabil vreo 2000 de copii. Aha. Bravo. Asta... Asta chiar e tare. Asta chiar e tare. Bă, pentru ce ați luat mă de box? Ia să vedem. Din nou. Nu avem steaguri tricolore. Nu avem două. Domnul director, sunați la cabinet. Într-o jumătate de oră, ședință de îndată cu directorul juridic, secretarul, dacă nu-i secretarul, că s-a învoit astăzi, direcția juridică, direcția de învățământ, achiziții, directorul centru cultural, corpul de control al primarului și doi consilieri ai mei, care și cei de la, și tehnicul, cei care au dat bun de plată.
Mănuș. Baloane, că de-astea avem nevoie multe. Mingi gonfabile, că de-astea avem nevoie multe. Și achizițiile din primărie. Da, achizițiile astea, administrativul. Administrativul, la ora 5. În sala din Galben. Sala Galben. Care e sala? Ce să stăm? Ia de cum o tobă, da? Sala din spatele lor. Mănuși de box. Auzi, și la aia din sală, domnul director. Să le dăm să câte o pereche de mănuși, ca un meci cu mine în seara. Toată primăria. Umbrele. Ia uitați-vă, oameni. Nici cu umbrele asta nu mai protejează nici dracu. E și curcul tău. Aviz amatorilor. Șepci. Dar ce avem bucureți de... Astea ce sunt? Astea sunt costume, cred. Ce costume sunt? Și așa le-au lăsat? Toate astea sunt nebunii de astăzi, ia? Da, giveaway. Giveaway, le dădeau la evenimente. Nu știu, breloc cu lumină. Da, la evenimente. Facem noi lumină și în cazurile astea, uite așa ușurași. Mai câte una asta mai... Nu-i de râs. Aici ce avem? Baloane! Multe baloane! Ia, deschide. Ia, tot balon? Ce avem aici? Ah, desprins baloane. Baloane. Ce sunt? Nu știu, nu, mai vin la ăștia la salubrizare, domnule, nu-i să numesc așa. De când să le arunci, domne? De când să... S-au dat bani pe ele, s-au dat bani. Aici ce mai avem? Ia de somon, eu. Asta e calitate, frățioare. Refresh. Scrie aici 5 tun sau run, nu văd. Run. A, nu tun. Nu. Am înțeles că am crezut că doar fapte tun, 5 tun. Tricouri. Aici ce am zis că sunt? Șerpi. Aici sunt tricouri. Aici. Tricouri. Aici ce avem? Ia uitați-vă în cutiile astea. Ia. În asta e just ce sunt. La ședința asta operativă, vreau să-ți mai aduce și prețurile de condor.
Sigur, o să cer la economic acum între timp. La toate astea, trebuie să îi le cost. Sigur. Da? Cer la economic acum. Apoi, băi, tată, apoi, oi, fiu nebun, ori trebuie să mă așez puțin. Bă, voi vedeți câtă hârtie aici? Chiar azi dimineață, dar chiar azi dimineață, și vreau să-mi aduceți aminte în operativă, am văzut descărcându-se în primărie doi paleți de hârtie. Bă, sunteți nebun? Bine, vedeți, mă, ce e aici. 200 ceva de cutii, ori 5, 1000 ceva de tot. Bă, băiatule, om. Și primăria încă comandă? Bă, dacă nu veneam eu aici, am. Stai, bă, că le-am luat și dosare la fiecare. Cred că la fiecare col avem și dosare. Că mai dăm de alte bacte. Și câte nevoie avem de așa. Uite și trebuie asta. Uitați-vă și voi. N-aveți tări? Nu. Nu-s dosare, nu-s nimic. Nu-s nimic. Am făcut referate. Și s-a aprobat cu loc referat. Uite la cum acum, de la dumneavoastră, da. Ia. S-a aprobat pe loc referat. Ce e aici, frate? Detergenți, domn primar, până avem în primărie, avem numai de aia. Ce e aici, bă, fraților? Ce e aici, bă, mâncau vaștari? Băi, oameni buni. Ăla-i vin. Ăla-i vin. Cum să fie vin mare? Nu, detergenți. Uite sticuri, domnule. Detergenți pentru parduse. 32 de gigabytes. E mare, e bun? Sunt foarte bune. Da? Da, sunt foarte bune. Bravo, să luați poliția locală, să vă puneți... Da, o. Ce uite, inventariere totul. Tot tricouri și aici. De la audit? Este cineva de la audit? La ședință? Și auditul și corpul de control. Desfundă și curăță fără instalator. Ia omul să le pun la operativă, să-i desfundăm fără instalator, să o vadă. Zece ani nu mai cumpără primăria de detergent. Astea. Ați avut și pictor, mă? Băi! Am avut evenimente și probabil le-au folosit pe unde au expus ceva în parc. Ia intră după ușă, mă, că... Pictor, patinoari și fotbaliști. E, cu asta închidem o zi minunată pe ziua de astăzi. Ia, fii atent aici, domnul director. Titlul cărții. Ce scrie? Totul este posibil, domnul. Da. Chiar totul este posibil. La primăria sectorului 5, totul este posibil. A, uite câtă carte. Totul este posibil. Ia ce-i, domnul Șiros. Să le arăt că, într-adevăr, e totul posibil. O piață, o investiție, cum poate fi ținută și nu este redată populației. Băi, oameni buni, ia uite, piața în adevăratul sens al cuvântului, bună, utilată, gunoi, gunoi, spațiu de depozitare,
aștept dispoziția. Astăzi o și iau la cunoștință. Mâine la ora 9 încep comisia de inventariere. Sunt sigilate spațiile și poliția locală, domnul Pioranț, va fi prezent. Iar cel care va coordona toată comisia e City Managerul, care mâine de asta se va ocupa împreună cu dumneavoastră. De la deschidere până la închiderea lor. Mâine, toată ziua, stă în inventariere, vreau seara raportul valorii, număr, cantitatea existentă, iar de la dumneavoastră, de la Centrul Cultural, vreau ce există încă pe stoc sau un proiect activ sau ce sunt scoase de fapt și sunt acolo fără valoare. Fără valoare, impropriu spus. Acolo sunt bănuți. Și soluția pentru Teneș și Adidas și mingi.